You son of a bitch. Right now! Salutare la toți, cu voi este rezumatul cinematic și acesta este filmul Gardienii Galaxiei. Iar dacă nu ați văzut celelalte filme Marvel, găsiți linkul în descriere. Iar acum, hai să începem. Peter Quill, cunoscut sub numele de Star-Lord, și-a pierdut mama din cauza cancerului în 1988. El a rămas cu o amintire de la ea sub forma unui music player și a unui cadou nedeschis. După ce a evadat din spital, Peter a fost răpit de extraterestri. 26 de ani mai târziu, el ajunge pe planeta Morag și găsește un glob misterios. În curând, soldații ajung pe urmele lui și vor artefactul, după ce să-l ducă la Ronan acuzatorul pentru a fi interogat. Însă Quill îi angajează în luptă, după ce zboară cu globul și este contactat de Yondu, șeful piraților spațiali Ravagers. Yondu îi amintește lui Peter cum l-a crescut după ce l-a răpit de pe pământ și cere returnarea globului. Cu toate acestea, Peter decide să predea artefactul unui client, stârnind mânia lui Yondu și punând la cale o recompensă pentru capturarea sa. În acest moment, soldații se întorc la nava lor, dar castă, și raportează lui Ronan despre pierderea globului. Ronan, devotat cu fanatism rasei sale Kree, plănuiește să distrugă planeta Xander, făcând o înțelegere cu titanul Thanos. Apoi îi comandă fiicii sale Nebula să plece pe Xander pentru a recupera globul, dar sora ei Gamora cere ca ea să îndeplinească această misiune, pentru că ea deja a fost pe această planetă. Ajungând pe Xander, Peter încearcă să vândă globul unui broker, dar când aude că Ronan căuta artefactul, brokerul renunță la afacere. Afară, el se ciocnește cu Gamora, ea vrea să ia globul și începe o luptă între ei, în care se bagă și Rocket, un raton inteligent, și Groot, un copac viu, care vreau să primească recompensa pentru capul lui Peter. Însă, între grup este reținut de poliția locală Corpus Nova, fiind identificați ca criminali dați în căutare. Împreună, ei ajung într-o închisoare spațială. Acolo, Gamora îl informează pe Peter că ea l-a trădat pe Ronan, deoarece ea are un cumpărător pentru glob. În pușcărie, Gamora este amenințată de alți prizonieri, iar Rocket îl informează pe Quill că gardienii nu o să apere pe nimeni. Noaptea, pe fată vrea să o ucidă Drax Distrugătorul pentru a-și răzbuna fiica și soția, care au fost ucise de mâna lui Ronan. Dar eroul nostru îl oprește. După aceasta, el îi sugerează domnișoarei ratonului și copacului să-și unească forțele pentru a evada, iar după aceasta să vândă artefactul și să împărțească banii. În acest moment, când Ronan află despre trădarea Gamorei, el este chemat de Thanos, care îi promite că îl va distruge dacă nu va obține globul. După aceasta, acuzatorul pornește în căutarea Gamorei. Rocket, care a reușit deja să evadeze din 22 de închisori, concepe un plan, a cărui execuție trebuie făcută imediat, deoarece Groot atrage atenția gardienilor. Părăsind închisoarea, evadații, cărora li se alătură Drax, își iau lucrurile și pleacă cu nava lui Quill spre client. Ei ajung la fosta mina lui Oblivion, capul tăiat al unei creaturi spațiale străvechi. Cumpărătorul artefactului se dovedește a fi colecționarul Tevan Tunnelly. Acesta deschide globul și le vorbește grupului despre piatra infinitului stocată în el, unul din cele 6 artefacte puternice pe care doar ființe cu o putere imensă le pot controla, cu ajutorul căruia sunt capabile să distrugă planete. Doar odată, 6 entuziaști au putut controla puterea infinitului. Roaba colectorului pe nume Tina, care se află în preajmă, vrea să apuce piatra pentru a scăpa din captivitate. Dar arde de la energia acestuia, după ce are loc o explozie care distruge clădirea colecționarului. Închizând globul cu piatră, Gamora este speriată de imensa putere a acesteia și propune să o dea corpului Nova, dar ratonul se gândește să o dea lui Ronan, însă Quill nu vrea ca acuzatorul să distrugă universul. Între timp, după cearta cu Rocket, Drax, fiind beat, trimite un mesaj către acuzator, spunându-i unde se află. El zboară spre Oblivion și se angajează într-o luptă cu Distrugătorul, învingându-l. Între timp, Nebula o urmărește pe Gamora, care se află într-o capsulă și încearcă să se întoarcă la navă. După explozia capsulei, pe ea o aruncă în spațiul cosmic, iar sfera ajunge în posesia inamicului. Quill îi spune lui Yondu coordonatele sale, iar apoi, după ce părăsește capsula, se duce la Gamora și îmbracă pe ea casca sa. Revenind la stație, Rocket îl găsește pe Drax, care a fost salvat de Groot, și îi propune să fugă undeva mai departe. Însă copacul insistă pe salvarea prietenilor. În acest moment,
Ronan îl anunță pe Thanos despre capturarea globului, dar rupe contractul cu el luând stăpânirea asupra puterii pietrii infinitului și o fixează în ciocanul său de luptă. El vrea să distrugă planeta Xander, care este dușmanul Kree, după ce promite să se lupte și cu Thanos. Fiica adoptivă a Titanului Nebula îl trădează pe tatăl său și ia parte acuzatorului. Revenind în cunoștință pe nava piraților, Quill îi propune lui Yondu să fure piatra de la fanaticul Ronan. Iar când ei sunt atacați de Rocket, Groot și Drax, Quill anunță despre înțelegerea cu Ravagers și ei se alătură echipei. Dezvoltând planul de înfruntare a acuzatorului, prietenii înțeleg că pot muri, dar altă alegere ei nu au. Star-Lord îl contactează pe ofițerul care i-a arestat, Roman Day, îl avertizează despre curândul atac al lui Ronan, iar acesta transmite informația către guvern, după ce Nova Prime îi comandă să evacueze orașul. Navele Ravagers atacă nava Dark Aster, făcând o gaură în aceasta, după ce Quill zboară înăuntru. Alături de navele Ravagers se luptă și flota Xander, care creează din navele sale o rețea care nu-i permite navei inamice să aterizeze. Fiind în interior, Quill, Drax și Groot pornesc spre puntea de decolare, iar Gamora merge să oprească protecția sălii de comandă, însă Nebula vrea să o rețină. După ce Yondu aterizează pe pământ, el este înconjurat de războinicii inamici care îi cer să îi îndrepte pe Ravagers împotriva la Nova Corps, dar el îi omoară pe toți cu săgeata sa ciudată. Ronan ordonă tuturor luptătorilor săi să se sacrifice, astfel ei își îndreaptă navele spre planetă, distrugând capitala, iar în ajutorul cetățenilor vin Rocket și pirații care aruncă în aer inamicii. Acuzatorul distruge rețeaua care reține nava cu ajutorul energiei pietrii infinitului, după ce nava continuă să se miște spre planetă, iar Nebula, care a pierdut în încăierarea cu Gamora, zboară departe. Dând buzna înăuntru, Quill împușcă în Ronan dintr-o pușcă uriașă, însă aceasta nu provoacă nicio daună. După ce brusc în centrul de control se ciocnește Rocket cu nava sa și Dark Aster începe să se distrugă dinăuntru. Echipa care se adună împreună este salvată de Groot, care creează din corpul său un cocon protector, dar moare de la asta. După lovitura de pământ, prietenii încet își revin, iar Ronan iese din nava variată, batjocorindu-și numindu-i pe ei gardienii galaxiei. Acuzatorul se adresează poporului Xander, pe care se pregătește să-i distrugă curând. Cu toate acestea, discursul său este întrerupt atunci când Quill începe să danseze, în încercarea de a distrage atenția inamicului. În timp ce Ronan se uită perplex la Peter dansând, Rocket asamblează o armă care cu o lovitură distruge ciocanul de luptă al fanaticului, iar Star-Lord prinde piatra infinitului care cade. Energia pietrii începe să distrugă corpul lui Quill, dar acesta este luat de mâinile lui Gamora, Drax și Rocket, care îi ajută să împartă puterea destructivă a artefactului. După ce stăpânesc energia, gardienii galaxiei îl distrug pe Ronan și sigilează piatra în sferă. În acest moment, Yondu apare cu gașca sa. El îi cere lui Quill să-i dea sfera, ceea ce acesta face, înlocuind-o cu una similară. Pirații care pleacă discută despre ordinul tatălui lui Quill de a livra băiatul, pe care nu au reușit să-l îndeplinească cu ani în urmă. Stând lângă epava navei, Rocket îl plânge pe Groot mort, luând una dintre ramurile sale, după ce distrugătorul îl consolează pe Raton. În Nova Corps, Quill află că acesta este doar pe jumătate pământean și că tatăl său este purtătorul unui cod genetic necunoscut, care l-a ajutat să reziste la energia pietrei. După aceasta, Nova Prime le declară apoi recunoștința pentru salvarea planetei, renunță la acuzațiile pentru crimele din trecut, dar le cere să nu încalce legea în viitor. Iar ofițerul Day îl conduce și îi prezintă nava sa reparată. În navă, Quill deschide un cadou de la mama sa care a murit, în care ea se referă la el ca Star-Lord și o altă colecție de cântece. Pe nava sa, Yondu, înconjurat de pirații veseli, deschide sfera primită de la Quill și descoperă acolo o jucărie, iar sfera cu piatra infinitului, Nova Prime, o pune într-un safe cu protecție superioară. Între timp, ramura lăsată de Groot și plantată de Rocket într-un ghivece a prins rădăcini și a început să încolțească. După ce eroii zboară de pe planetă pentru noi aventuri sub comanda lui Star-Lord. După genericul de final, îl vedem pe colecționarul Tivan, bând de supărare pe ruinele muzeului său. Un câine cosmonaut sovietic trece pe lângă el, lingându-l pe față, unde ne surprinde o rață vorbitoare așezată cu un pahar de alcool. Iar aici, acest rezumat ajunge la sfârșit. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe rezumate ca acesta. Iar eu merg spre următorul film, pe curând!